Ramona Pandele vă prezintă jurnalul Agro TV. Bine v-am găsit! Un grup de 6 state din Europa de Est, în frunte cu Polonia, au cerut Comisiei Europene să adopte măsuri, inclusiv despăgubiri pentru fermieri, în contextul în care există o supraofertă de cereale creată de importurile ieftine din Ucraina. Situația a creat o reducere drastică a cererii pentru produsele locale și chiar a declanșat proteste în rândul fermierilor. În cadrul reuniunii Consiliului Agrifish, care a avut loc recent la Bruxelles, ministrii agriculturii din cele 6 state membre, printre care și România, au mai cerut și securizarea rutelor de tranzit, astfel încât cerealele și alte produse din Ucraina să ajungă în țările terțe fără a provoca perturbări în Europa. Mai multe detalii vă invit să aflați dintr-un material realizat de colegii mei de la site-ul agrotv.ro. Nemulțumirile fermierilor din cele 6 state membre vin în contextul în care Comisia Europeană a suspendat temporar anul trecut tarifele și cotele pentru produsele agricole din Ucraina, în încercarea de a facilita livrările de cereale ucrainene blocate ca urmare a invaziei rusești și a blocadei impuse porturilor ucrainene. I-am informat pe ministrii agriculturii cu privire la problemele cu care fermierii din țările vecine se confruntă din cauza importurilor de cereale din Ucraina, care urmeau să fie trimise în Europa Occidentală și Africa. O parte din aceste produse rămân în țările vecine și asta creează probleme pentru fermierii locali care nu mai pot să-și vândă propriile lor cereale, a declarat ministrul polonez al agriculturii Henryk Kowalczyk, citat de Agerpres. Acesta a prezentat la Bruxelles documente conform cărora importurile de porumb ale Poloniei din Ucraina au crescut cu până la 1,6 milioane de tone în perioada ianuarie-noiembrie 2022, însemnând un salt de peste 25.000% comparativ cu perioada similară a lui 2021. În același timp, în Ungaria, importurile de porumb ucrainean s-au majorat la peste 900.000 de tone, de la 5.000 de tone, iar în Bulgaria au crescut de la 361 de tone la 16.742 de tone. Importurile mari de produse dintr-o singură sursă în timpul campaniilor naționale de recoltare au provocat perturbări pe piețele din toate statele membre implicate, susțin cele 6 state membre din Europa de Est într-un document prezentat la reuniunea de luni a Consiliului Agrifish. O parte din cerealele importate merg la procesatorii interni de nutrețuri, ceea ce provoacă o diminuare a cererii pentru cerealele interne, se mai arată în documentul menționat. Suntem gata să ajutăm în continuare Ucraina, nu este vorba de o inversare, dar vrem ca întreaga Uniune Europeană să fie implicată în acest proces, a subliniat Henryk Kowalczyk. După ce acum mai bine de o săptămână Egiptul a cumpărat 50.000 de tone de porumb din România, achizitorul de stat din țara nord-africană, GASC, a lansat alte două licitații pentru a achiziționa porumb și grâu. Marfa urmează să fie livrată în perioada februarie-martie. La ce preț se vinde porumbul românesc în Egipt, vedem imediat în jurnal. Potrivit informațiilor din piață, Autoritatea Generală pentru Aprovizionarea cu Produse de Bază a finalizat în urmă cu două săptămâni licitația pentru 50.000 de tone de porumb românesc. Cantitatea va fi livrată de Ameropa BV și a fost vândută la un preț de 339 de dolari pe tonă în paritatea CIF Egipt, adică cu obligația vânzătorului de a preda marfa în portul destinație și de a suporta asigurarea transportului. Este important de precizat faptul că porumbul românesc nu a fost cel mai ieftin, însă a fost ales datorită calității. Egiptenii au mai primit oferte de porumb provenit și din Ucraina și Statele Unite ale Americii, la prețuri de 336 dolari pe tonă, respectiv 337,93 dolari pe tonă. Însă aceste oferte au fost refuzate pe fondul specificațiilor speciale de calitate. Ministrul aprovizionării din Egipt a declarat că porumbul va fi vândut sectorului privat prin noua bursă de mărfuri din Egipt, în efortul de a aborda penuria de furaje și inflația. Rămâne de văzut cum se vor încheia noile licitații lansate de egipteni pentru grâu și porumb și dacă mai multă marfă românească va lua drumul exportului în perioada următoare. Important de precizat mai este faptul că și achizitorul de stat din Iordania este activ pe piața de achiziții în aceste momente, astfel că interesul pentru mărfurile românești ar putea veni și de acolo. Schimbările climatice obligă producătorii agricoli să introducă noile tehnologii în activitățile zilnice pentru a face față provocărilor din acest sector economic.
Precipitațiile scăzute și temperaturile ridicate îi determină pe fermieri să utilizeze cele mai bune soluții pentru conservarea apei în sol. În plus, cultivatorii trebuie să păstreze în cele mai bune condiții terenul agricol. Agricultura conservativă este soluția momentului, o spun specialiștii. Iar acest lucru este demonstrat tocmai de cei care deja o aplică și reușesc să obțină profit. Începând cu anul 2024, fermierii trebuie să rezerve 5% din terenul arabil pentru elemente neproductive. Aia cu părloaga nu trebuie să fie acolo, că aia nu ne califică pe noi. Poate că părloaga pentru mulți care astăzi fac agricultură decât așa, poate însemna mai mult rău. Deci cuvântul părloagă nu are ce căuta, neproductiv, poate să însemne perdele agroforestiere pe care le-am făcut în timp sau pe care le putem face. Putem aloca a fermei noastre o suprafață pe care să înființăm noi aceste perdele agroforestiere. Lucru pe care l-am făcut în fermă de foarte mulți ani, având norocul să lucrez într-o firmă care m-a pus să plec în multe zone din țară și peste hotare și am văzut ce fac cei de afară. Mulți dintre ei fără subvenții, și aici mă refer la cei din America. Să cultive pe o pondere minimă din totalul terenului arabil declarat culturi leguminoase. Și aici ce le vedem, adică culturi leguminoase care se pot recolta, plante fixatoare de azot, care ne îmbunătățesc calitatea solului. Știm foarte bine care sunt beneficiile. Sunt un cultivator de plante leguminoase și vă spun că în tot nu a fost un an în care o altă cultură, după mazăre sau după soia, sau chiar după lucernă, să nu am producțiile minunate. Drept dovadă, asta anul 2022, când l-a neirigat sau luăm cultura de grâu. Am făcut o producție medie de 4.400, iar sola după mazăre a fost de 7.200 de kg la hectar. Aceleași soiuri de grâu. Să practicați o agricultură de tip conservativ și vorbeam mai devreme despre programul de stocare a carbonului și de agricultură regenerativă pe care îl promovează. Iată, este o opțiune foarte bună dacă aveți pe cel puțin 50% din suprafața cultivată o tehnologie minimă. No-till, strip-till sau mint. Puteți face semăna direct, puteți lucra în benz sau puteți, sigur, cu utilaje adecvate. Utilajele pe care le avem în fermă. Vă invităm acum în gospodăria unui argeșean care nu mai prididește cuculesul perelor din soiul ruginia de iarnă. O suprafață de câteva hectare, o cultură ecologică cu o producție generoasă, ar trebui să fie argumente suficiente pentru a mulțumi pomicultorul, nu-i așa? De ce răspunsul nu este în totalitate pozitiv, aflăm din materialul realizat de colega mea din Argeș, Elena Picu. În Argeș, forța de muncă este greu de găsit în mai toate domeniile, iar agricultura nu face nicio excepție. Și aceasta nu este o problemă care ține de anotimp. Dacă este un capitol deficitar vara sau toamna, acum, în plină iarnă, lucrurile stau și mai rău, cel puțin în pomicultură. În primul rând, nu-mi convine să bag un om și nu găsești oameni care să culeagă personal, adică să culeagă, și dacă îi găsești, nu le culege îngrijit, le trântește în coș și dacă se înțeapă, ele putrezesc și cât cheltui cu culesul și după aceea se strică, mai bine le scuturi și le valorificăm la un borhot pentru fabricarea de țuică. Cu toate că perioada de cules este în toi, acesta fiind un soi special, iar cultura una ecologică, desfacerea rămâne o mare problemă. Am mai încercat, am fost la noi în zonă, pe la Pitești, am fost și la Stâlpenie, este un târg lângă, la 25 de kilometri de noi de comună. Am mai fost să cipe în jur de 20-30 de kilograme, dar prețul, spre deosebire, m-am dus, am cerut 5 lei, le-am lăsat fiind producător, fiindcă n-am atât ce chinui cu culesul, că ce e mai greu. Pomicultorul spune că scoate bani din buzunar pentru carburant, dar și pentru închirierea tarabelor și nu de puține ori face concesii la preț, în încercarea de a-și vinde fructele, știut fiind că sunt o marfă perisabilă. Și când plec și mai mă intru prin supermarketuri, te uiți la supermarket, ia din acelea de 8 lei, kilu, 7-8 lei, le pune în coș, nu zice nimic. La mine au venit la piață, am lăsat în 5 lei, am zis, mă, dacă iei mai mult, 3-4 kg, le-am lăsat cu 3 lei.
3 kg 10 lei. Dezamăgirea este îndreptățită, mai ales că livada, care cuprinde mai multe specii de pom și se întinde pe o suprafață de 6.000 de metri pătrați, dă o producție totală care se ridică undeva la aproximativ 5.000 de kg de fructe. Anul acesta, în România, au fost înregistrate peste 4.000 de cooperative agricole, iar numărul lor îl depășește cu mult pe cel din perioada comunistă. Principalul motiv pentru care mulți fermieri s-au asociat îl reprezintă facilitățile la obținerea fondurilor europene. Cooperativele au anumite avantaje la punctajul acordat și pot accesa mai ușor bani nerambursabili, care acoperă până la 90% din investiția propusă pentru finanțare. O pondere semnificativă o au și cooperativele care apar funcționale în țara noastră doar pe hârtie, dar de fapt ele nu întreprind niciun fel de activitate economică. Și totul din dorința doar de a ajunge la fondurile europene. Milan Chelo, președintele cooperativei Fermierul Nădlăcan din județul Arad, crede că astfel de practici produc un mare regres agriculturii interne. Sunt multe cooperative în piață, dar toate au același succes sau sunt unele doar pe hârtie? N-am zis că nu neapărat de succes, fiindcă poate n-ar fi foarte corect să vorbesc alte cooperative de bine sau de rău. Ce este extrem de deranjant este că avem în piață foarte multe cooperative formate special pentru a îndeplini anumite punctaje și a atrage fonduri europene. Deranjant este nu că aceste cooperative sunt înființate ca și ciupericele după ploaie, dar îngrădesc șansa unor cooperative funcționale în realitate să primească bani. Deoarece, vă dau un exemplu, un fermier mare de, nu știu, 2000 de hectare, își ia în jurul său 4-5 fermieri mici cu câteva 20-30 de hectare sau poate 2-3 hectare, formează cooperativă și are un punctaj mai mare decât o cooperativă care are istoric, care are profit, care are anumite relevanțe pe piață. Și atunci aș atrage atenția și aș trage un semnal de alarmă. Punctajele ar fi foarte important să fie făcute în funcție de mărimea cooperativei, de câți membri are, de istoric, de profitabilitate și așa mai departe, fiindcă e foarte ușor să blochezi milioane de euro pe cooperative nou înființate, care șansele lor să le implementeze sunt mult mai mici decât la cooperative care deja există. Sunt multe astfel de cooperative în piață, din cunoștințele dumneavoastră? Poate chiar și sute. Una dintre prioritățile României ar trebui să fie constituirea camerelor agricole, este părerea multor fermieri de la noi. În opinia lor, aceste entități există în toată Uniunea Europeană și susțin cu adevărat acest segment economic. Camerele agricole sunt conduse doar de cei care lucrează pământul, iar statul nu are ce căuta în luarea deciziilor. Emil Turedean, fermier din județul Cluj, spune că putem copia modelul acestor organizații din vestul Europei pentru a-l implementa în cel mai mic detaliu. În opinia lui, agricultorii între ei se înțeleg mult mai bine ca să-și rezolve problemele pe care statul nu numai că nu le rezolvă, dar de multe ori mai rău le încurcă. Când vor fi active camerele agricole? Credeți că nu vor fi politizate și ele? Dacă noi fermierii nu mai suntem lași, că și fermierii o parte suntem lași și prefăcuți și eu să-mi ating scopul, nu vor fi putea politizate. Și atunci o să se renască. Uitați-vă în Austria. Nici nu au rol Ministerul Agricol. Camerele agricole sunt organul care taie și spânzură. Și toată lumea se aliniază. Chiar am vorbit. Vreau să vă întreb, de ce credeți că aceste camere agricole vor rezolva problema agriculturii românești? Vor rezolva pentru că în momentul ăla îi scoți pe vânătorii de subvenții. Cum? Nu le mai aprob, că ultima instanță, ultima speță, ultimul organism care îți aprobă subvenția la austrieci înainte de a merge la APIA este camera agricolă și el îți face și controlul în teren. Și atunci eu mă duc și la nivel de comună, la nivel de UAT-uri, cine are aici, dumneata, e teren, hai să vedem, poze, pac, afar. Și mai am o întrebare, cine să conducă și cine să lucreze în aceste camere? Aceste camere agricole în Austria sunt aleși fermieri în rotație, să faci ca alegeri, să numești un bord de conducere. Iar ajungem la alegeri. Funcționează, deci există, nu, și există și din parte, deci un inginer din partea primăriei sau un funcționar din partea primăriei și restul, 3 sau 4, sunt că 5 de regulă la austriaci, din rândul fermierilor, din diferite areale. Aia merg, inspectează, dau, sunt plătiți, cotizează fermierii, adică propriul ban îl pedepsește dacă nu-și face treaba. Îl verifică la pesticide, îl verifică la tot ce trebuie.
De la noi vine în control organul de poliție, arme și muniții să te verifice la pesticide. Ce studii poate avea acel milițian în domeniul fitosanitar? Nimic. A nins cum nu s-a mai întâmplat în ultimii 10 ani în Buzău și Vrancea. Cele două județe au fost sub atenționare de cod portocaliu, iar cantitățile de precipitații înregistrate le-au adus aminte localnicilor de iernile grele de altădată. Omătul așternut pe câmpuri reprezintă o brumă de speranță pentru fermieri că după acești ani secetoși vor avea recolte mai bogate. Totuși, specialiștii ANM susțin că deficitul de apă din sol a fost refăcut doar în stratul de suprafață. În Buzău și Vrancea a nins 3 zile aproape fără oprire, astfel că stratul de zăpadă depus a atins și până la 2 metri, mai ales în zonele de munte. La câmpie, vântul a viscolit zăpada, însă cantitatea de zăpadă a fost suficientă încât câmpurile să fie complet albe. Județul Buzău a fost, să spunem așa, mult mai privilegiat din punct de vedere al cantităților de precipitații sub formă de nisoare, lapoviță sau ploaie, astfel încât pe acest weekend s-au acumulat cantități în zona Râmnicului Sărat 39,7, în zona Buzăului 25,6, dar și în zona Focșani, vorbim de județul Vrancea, 39,3 litri care s-au depus fie sub formă de zăpadă, fie au fost sub formă de ploi. Cantitatea de precipitații a refăcut deficitul de apă din sol, însă doar la suprafață. Acea zonă care era într-un regim pluviometric deficitar pe profilul de 1 metru de sol, s-a ameliorat, dar s-a ameliorat foarte puțin și acest lucru s-a făcut și este simțit doar în stratul superficial. Vorbim aici de cel mult primii 10-15 cm care, cu ajutorul acestor precipitații, să spunem așa, au ameliorat deficitul de apă pe acest profil superficial. În ceea ce privește adâncimea de profil de 1 metru, acolo unde din primăvară, în luna martie, plantele de cerealiere de toamnă își vor relua vegetația și unde își vor dezvolta sistemul radicular, în continuare, pe aceste două județe, zone, există un deficit ridicat de umiditate. Specialiștii ANM au explicat că Buzăul și Vrancea se confruntă în continuare cu un deficit de apă în sol din cauza secetei aprige care persistă de câțiva ani în regiune. Dacă analizăm cantitatea de precipitații care s-a acumulat în aceste două județe, vorbim aici de cel mult 200 de litri pentru zona Focșanului Vrancea și vorbim deci practic de 5 luni, cantități foarte, foarte mici de precipitații pe parcursul celorlalte luni din septembrie până în prezent, iar Râmnicul Sărat se cifrează undeva la 200-230 de litri pe metru pătrat cumulat din septembrie anul trecut până la acest sfârșit de ianuarie. În continuare, toată zona acestor două județe este extrem de deficitară din punct de vedere al precipitațiilor și a rezervei de apă în sol pe parcursul primelor 5 luni de sezon vegetal care au debutat în septembrie anul trecut, iar, să spunem așa, acest respiro din punct de vedere al precipitațiilor sub formă de nisoare care a venit în weekendul cu 27-29 ianuarie, practic a adus o îmbunătățire, să spunem așa, firavă doar în stratul superficial de sol pentru cele două județe, așa cum am precizat, județul Buzău fiind ușor mai avantajat din punct de vedere al precipitațiilor pe acest weekend și pe restul lunilor. Ministerul Agriculturii va implementa prin noul plan național strategic o serie de linii de finanțare și subvenții pentru legumicultori și pomicultori. Aceste măsuri de sprijin au în vedere mai multe obiective, cum ar fi stabilizarea veniturilor fermierilor, planificarea și organizarea producției și concentrarea ofertei și introducerea pe piață a produselor. În ceea ce privește intervențiile realizate prin pilonul 1, sectorul de legume-fructe este sprijinit prin intervențiile aferente sprijinului cuplat de producție, care vizează atât legumele cultivate în câmp pentru consum în stare proaspătă sau destinate industrializării, cât și cele cultivate în sere și solarii, dar și cel care vizează producția de fructe în stare proaspătă sau destinate industrializării. Se dorește asigurarea unor venituri decente și menținerea producției de anumite produse agricole care, fără acest sprijin, ar dispărea sau s-ar reduce semnificativ. Toate informațiile le găsiți într-un amplu articol publicat în site-ul nostru agrotv.ro, care vă prezintă lista completă cu intervențiile de finanțare pentru sectorul legume-fructe incluse în PNS. Tot pe platforma media AgroTV aveți și alte subiecte de interes legate de fenomenul agricol românesc și internațional.
Trei linii de finanțare pentru tinerii fermieri din România sunt propuse de noul Plan Național Strategic pentru perioada cuprinsă între 2023-2027. Două dintre acestea vor fi implementate prin intermediul AFIR, constând în proiecte de investiții, iar a treia va fi plătită de APIA sub forma unei subvenții pe suprafață. Cele trei linii de finanțare pentru tinerii fermieri din noul PNS sunt următoarele. PD03, sprijin complementar pentru venit pentru tinerii fermieri. DR12, investiții în consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri instalați și a fermierilor recent instalați. DR30, sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri. Să le luăm pe rând. PD03. Sprijin complementar pentru venit. Presupune acordarea unei plăți decuplate de producție pe hectarul eligibil declarat de aceștia, contribuind la creșterea veniturilor tinerilor fermieri după perioada de instalare. Cuantumul planificat este de 46 euro pe hectar, fiind eligibile doar primele 50 de hectare din orice fermă, indiferent de dimensiunea maximă. DR12, investiții în consolidarea exploatațiilor. Prin această linie de finanțare vor fi sprijiniți tinerii fermieri care au finalizat implementarea planului de afaceri în cadrul submăsurii 6.1 din PNDR. Susținere pot să primească și fermierii care s-au instalat cu cel mult 5 ani înaintea depunerii cererii de sprijin pentru această intervenție, având vârsta de până la 45 de ani la momentul depunerii cererii de finanțare și sunt șefi ai exploatației. Suma maximă pe care o pot obține tinerii fermieri prin intermediul acestei intervenții este de 200.000 de euro pe fermă. DR30, sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri. Măsura este dedicată fermierilor care au sub 41 de ani la momentul depunerii proiectului. Sprijinul este sub formă de sumă forfetară, fiind de maximum 70.000 de euro, iar rata sprijinului este de 100% și se acordă în două tranșe, 75% la semnarea contractului de finanțare și 25% după implementarea planului de afaceri. Urmează acum câteva minute de pauză pentru promovarea unor importanți jucători din industria agro, după care continuăm jurnalul și cu alte subiecte de interes. Rămâneți cu noi și în a doua parte a știrilor AgroTV.